Da. Nu, numai după ce pune cască, după ce pensa. Vine cu mașina. Eu mă duc și eu să duc să greu și după aia vin direct la. Oh, da, lui. De dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima și sufletul și fața mi se întoarse. Și inima și sufletul și fața mi se întoarse. Iisus, Iisus, noi te așteptăm cum crine așteaptă roa. Privind spre cerul te chemăm cu mâinile amândouă. Privind spre cerul te chemăm. Treci peste ani viitor, o suse drag și vino, ne du mai sus.
credința te lumină, ne du mai sus, mai sus de noi, în țară de lumină, și-ți vom cânta, Iisus iubit, de dragoveșnicie, căci te-am chemat și te-am dorit, cât nimeni ea nu știe, căci te-am chemat și te-am dorit, cât nimeni ea nu știe. Dragii noștri, am vrea să începem această slujbă de înmormântare chemând ajutorul lui Dumnezeu peste tot ce se va întâmpla aici. Și aș vrea să rog pe un om care l-a iubit mult pe fratele Sibu, m-a întrebat deseori cum se simte și el a păstorit o scurtă perioadă de timp familia Faur, era fost apropiat sufletește de fratele Sibu. Vreau să rog pe fratele Dorel Micula să vină și să înalți o rugăciune de binecuvântare în dimineața aceasta. Vă invităm să stăm înaintea Domnului ridicați și să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântăm numele Tău și inima noastră se îndreaptă către Tine. În situațiile grele, în situațiile unde sunt lacrimi, unde este doliu, Tu ești adăpostul nostru, Tu ești tăria noastră, Tu ești Cel care ne întărești, Doamne, și ne faci să privim dincolo, Doamne, de toate aceste necazuri, să privim dincolo de această despărțire. În numele scump al Fiului Tău prea iubit, în numele Domnului nostru, care și-a dat viața la Golgota, și Tu, Tată Ceresc, a trebuit să privești la Fiul Tău, a trebuit să privești la suferințele Lui, să privești la moartea Lui și Tu știi ce este durerea. În momentele acestea Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt, dă mângâiere familiei îndoliate. Ne rugăm, Doamne, ca Tu să lași în ființele noastre nedejdea revederii, așa cum Tu ai spus, Domnul nostru, că Te duci să ne pregătești un loc, în patria fericită, în patria unde nu va fi durere, unde nu va fi despărțire, unde totdeauna vom lăuda și vom binecuvânta numele Tău. Doamne, cerem binecuvântarea Ta peste întreaga asistență. Tu ești acel care dai, Doamne, curaj, îndrăzneală, biruință, și Tu ești acel care alini sufletele noastre care sunt, Doamne, în jale și în durere și în suferință. Ne încredințăm în brațul Tău și fie cuvintele care se rostesc călăuzite de Duhul Sfânt. Și prin Tine, Domnul nostru, vrem, Doamne, să Te urmăm și să Te slujim prin putere de la Tine. Îți mulțumim pentru toate și Te binecuvântăm. A Ta fie cinstea, gloria și slava, Tată, Fiule și Duhule Sfânt în veci. Amin. Aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca Tine, în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispită vine, s-o piruiesc prin Sfântul Tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scumpa Ta-n comoară, de mângâie te vei să-mi dăruiești. Aș vrea în tot ce vreți să moară, ca Tu să faci din mine ce dorești.
Aș vrea, Iisuse, scumpa ta viață, să-ți oglindească pururi în a mea și să dispară negura de ceață ce-mi piedică să-ți văd mărirea ta. Aș vrea, Iisuse, scump a ta comoară, de mângâie pe veri să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, ca tu să faci din mine ce dorești. Și câte n-aș mai vrea, o scump Iisuse, în pribegia mea pe acest pământ, dorințele ce îmi rămân nespuse, le împlinește Sfântul tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scump a ta comoară, de mângâie pe veri să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, ca tu să faci din mine ce dorești. Pentru cei care aveți locuri, vă rugăm să le ocupați. Iubită familie Faur, în dimineața aceasta suntem din nou alături de voi să vă arătăm dragostea noastră, să vă arătăm suportul nostru, să vă arătăm sprijinul nostru și să vă spunem toți care suntem aici că vă iubim. Aseară s-au spus așa de multe lucruri frumoase despre familia voastră, despre fratele Sibu, o mărturie puternică în favoarea lui Dumnezeu. Și a fost așa de bine aseară să-l văd pe Sivu cântând încă o dată în biserică. Cei care ați fost la priveghi ați văzut acel video frumos. Mi-aduc aminte că după ce s-a întors din România și deja avea diagnosticare o tumoare, nu știam noi cât de gravă este și ce se va întâmpla. De multe ori am insistat duminică seara la el să-l aude pe Domnul. Și acel lui o vreau, dar trebuie să aduc și familia cu mine. Nu prea vrut singur niciodată. Și adunat pe toți și familia mai zicea, dar n-am făcut destule repetiții, dar nu suntem pregătiți. Și îmi plăcea că venea bunii Silvia, care este aici aproape în momentul ăsta îngropată. Venea din spate și aduna așa pe toți, cum știa să-i adune, fără să le dea niciun drept de apel. Îi ducea pe scenă și avem memoriile astea frumoase. Am văzut și aseară. Parcă m-am bucurat aseară că îl forțam într-un fel și niciodată nu l-am lăsat în duminicile acelea să nu cânte. Sibu a fost un om extraordinar. Știu că ultima perioadă a fost grea pentru el. Dar în omul acesta, eu l-am văzut pe Hristos. Am văzut dorința aceea de a fi cu Hristos. L-am iubit mult. Iubesc foarte mult familia lor, suntem foarte apropiați. Slujim, facem o echipă așa de apropiată. Este un moment al tristății, dar un moment al celebrării în același timp. Omul acesta a lăsat în urmă o familie care slujește pe Hristos. Și sunteți mulți aici care ascultați. Când plecați de pe pământ, ar fi așa de bine să se spună la mormântarea voastră că ați lăsat în urmă o familie care slujește pe Hristos. Asta e cea mai mare moștenire care rămâne de pe Sivu. Cea mai mare moștenire. Și pentru asta îi mulțumesc Domnului încă o dată. Pentru mărturia lui, pentru ceea ce el a lăsat în urmă, pentru felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat. Eu spun înaintea voastră, slăviți să fie Domnul pentru fratele Sivu. În momentele următoare vrem să mai cântăm, știu că o să fie e puțin cald, dar fratele Sivu a iubit cântarea, a iubit foarte mult cântarea și poate o să cântăm mai mult în dimineața asta.
Aș vrea să mai cântăm, sau să cânte cântările care i-au plăcut mult fratele Sivu. Să mai cântăm o cântare toți. Și pe fratele Sandu, trombițaș, pastor în Chicago, om foarte apropiat de familia Faur, va avea un mesaj. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever comes before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. You're rich in love and your soul's away. Your name is great and your heart is kind. For all my days, let my heart be singing. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I will worship your holy name. Am să citesc câteva versete din Ioan 5. Încep cu versetul 25 până la 29 inclusiv. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Deci, după cum Tatăl are la cimitir și pentru o vreme te vor lăsa acolo. La ieșirea din cimitir, pe partea interioară, o altă placă cu altă inscripție în același cimitir. Și voi veți fi ca noi. Aceste două propoziții simple
În această dimineață ar trebui să ne dea de gândit, pentru că reflectă un adevăr indubitabil. Îl vom lăsa aici pe Iosif cu toată durerea, cu tot ce ne-a legat, dar îl vom lăsa pentru o vreme. Groapa este suma tuturor drumurilor unui om. Poți să faci milioane de maile într-o viață, că la un moment dat se îngustează așa de mult drumul tău, încât o groapă este suficient. Îmi aduc aminte de un citat a unui anonim, a unui om mare al lui Dumnezeu. Prin natura profunzimii acelui citat, ne-am dat seama de cunoștințele și spiritualitatea lui. El a lăsat poruncă pentru urmași, spunându-le să scrieți pe piatra mea funerară: aici se odihnește un om ca oricare altul. Un om care a avut bucurii, tristeți, dureri sau zile frumoase, dar a cărui viață s-a încheiat. Trupul acesta, spunea el, este ca o carte cu pereți tari, a cărui conținut s-a epuizat. Aștept însă, spunea el, apariția într-o nouă ediție, îmbunătățită și revizuită de către autor. În această dimineață am citit un text extrem de cunoscut și la fel de practic. Iisus vorbea aici despre două feluri de moarte. În primul verset care l-am citit vorbea despre moartea spirituală a umanității, a oamenilor care în urma intrării păcatului în lume s-au întors cu spatele la Dumnezeu. Scopul venirii lui a fost să ne învie la o viață nouă, o viață spirituală nouă, sau, păstrând aceeași imagine, să ne întoarcă cu fața la Dumnezeu. Cel mai mare har și cea mai mare experiență și cea mai mare binecuvântare pe care cei mai mulți dintre noi prezenți aici am trăit-o, a fost ziua în care ne-am întâlnit cu Hristos. De atunci, viața noastră a devenit sigură, în sensul că absolut nimic și nimeni nu ne poate smulge din mâna lui Dumnezeu. Sigur, responsabilitatea aceasta de a asculta, de a primi acest mesaj, ne aparține fiecăruia dintre noi. Și în această dimineață, dacă sunt aici oameni sau printre cei care urmăresc această emisiune, acest program, e timpul să te gândești că într-o zi alții te vor duce la cimitir și nu asta e problema. Problema mare este dacă te-ai împăcat cu Dumnezeu sau nu te-ai împăcat. Apoi, Scriptura spune și vorbește despre moartea fizică. Pentru că la prima afirmație a lui Iisus, oamenii s-au mirat, sau au rămas uimiți. Și de 2000 de ani, unii se tot miră, generație după generație. Cum poate să învieze? Cum? Și în mintea omului nu încape conceptul învierii. El trebuie acceptat prin credință și trebuie însușit ca atare. Pentru că așa cum spuneam și aseară, Dumnezeu nu vine cu explicații suplimentare. El proclamă și în cazul textului în această dimineață sublinează de două ori: adevărat, adevărat vă spun că vine vremea când cei din morminte, toți cei din morminte, vor învia. Unii pentru viață, alții să mai moară odată. Ei bine, îl depunem pe Iosif aici cu respect, cu reverență. Îi respectăm memoria lui și amintirile lui, amintirile cu el le vom păstra toată viața. Pentru că prieteniile adevărate nu se uită niciodată, iar relațiile profunde nu le poate acoperi nici praful, nici vântul, nici orice alt impediment sau lucru din lumea noastră. Ele rămân. Dar speranța noastră este că
de aici, din marginea acestui cimitir, Iosif într-o zi se va scula, se va ridica și va intra în moștenirea lui. Scriptura spune că vine vremea când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Dumnezeu, care a creat omul, poate să recompună, și nu că poate, va face lucrul acesta, elementele care au compus trupul nostru, pentru că și trupul nostru are promisiunea răscumpărării. Vom învia, dar nu în același trup. Nu ca să suferim, nu ca să ne îmbolnăvim de cancer sau alte boli, nu ca să traversăm o lume în valea umbrei morții sau a durerilor, ci ca să fim și să slujim de slavă lui Dumnezeu pentru eternitate. Ei, vom învia nesupuși putrezirii. Putrezirea este factorul care definește, de fapt, moartea. Tot ce moare, putrezește. Fie vegetație, orice din lumea noastră care moare, începe odată cu moartea, descompunerea sau putrezirea. Și spune Scriptura în 1 Corinteni 15 că vom învia cu trupuri noi, nesupuse putrezirii, trupuri de slavă, și vom continua părtășia și umblarea noastră cu Hristos în veșnicie, într-o împărăție unde este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Doresc din toată inima în această dimineață ca Dumnezeu să mângâie pe cei întristați. Amin. Pentru că lucrul acesta este extrem de important. Am trecut și eu. Ne-am îngropat amândoi părinții. Știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă dintr-o dată să te trezești orfan. Știu. Știu ce înseamnă să-ți asumi responsabilități pe care nu le-ai avut până atunci. Știu ce înseamnă să preiei această povară și să o duci cu demnitate, cu respect și să lupți pentru viață și pentru cei din jurul tău. De aceea, înconjurați această familie cu dragoste, înconjurați cu rugăciunile noastre. Am citit azi dimineață și am găsit ceva foarte interesant, în care cineva spunea scopul existenței noastre, scopul nostru suprem nu era credincios, este să ne ajutăm semenii. Și am zis, wow, n-am știut că e așa, chiar așa de important, credeam că sunt alte priorități. Nu, zice, am fost creați pentru ca să fim de ajutor celor de lângă noi. Noi nu trebuie să trăim ca niște spini, ca niște urzici, ca niște oameni încuiați în turnul lor de fildeș. Nu, noi trebuie să fim deschiși, transparenți și gata pentru semenii noștri. Ajută-mă. Atunci, doar atunci lumea va deveni mai bună. Dacă fiecare își vede de trumul lui, de ideile lui, de părerile, de beneficiile lui și în egoismul omului căutăm numai folosul personal, ne sărăcim, ne distrugem sau ne autodistrugem și relațiile, și viața, și sănătatea, și multe alte lucruri. Dumnezeu, eu vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și doresc ca Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Vă port rugăciunile mele. Am multe de spus despre Iosif, am spus o parte, nu vreau să monopolizez timpul, însă e o mare pierdere pentru el din punct de vedere uman, dar un câștig pentru el, el a ajuns acasă. El nu mai suferă, nu mai stă în arșiță, nu-l mai bat zădufurile, nu se mai luptă cu viața de fiecare zi, ci este într-un loc de așteptare până în ziua în care va auzi trâmbița și din mormânt va ieși într-un trup nou și va cânta și va sluji pe Dumnezeu pentru eternitate. M-am uitat aici, are un vecin care a murit la 12 ani. Nu știu dacă e o încurajare asta, dar totdeauna când mă duc, mă uit la detalii. Și am găsit aici un băiețel care la 12 ani și câteva luni și-a încheiat călătoria, nu știu de ce. Ei bine, ne pare rău că la 55 de ani Iosif a plecat, dar în același timp suntem mulțumiți pentru că Dumnezeu știe ce face, suntem mulțumiți pentru că El și-a terminat călătoria în Hristos și suntem mulțumiți că este beneficiarul promisiunilor lui Dumnezeu, care, despre care Petru spune, sunt nespus de mari și scumpe. Vă credințez în mâna lui Dumnezeu și El să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Amin.
ce s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi ce ascultat m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de vânt, lovit de vânt ajung la mar. Cerescul Tatăl m-a călăuzit, mă-ncred în El, oriunde aș fi dus, chiar în cuptor de foc de aș fi pus, în suferință sau bucurie. Cerescul Tatăl m-a călăuzit, mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de vânt, cineva credincios acasă la Domnul, eu îmi pun o întrebare. Dacă s-ar întoarce astăzi înapoi și am mai putea să vorbim 2 minute cu El, oare cine ar spune? Noi știm că oamenii lui Dumnezeu pleacă la Domnul. Asta spunem, că fratele Sivo a plecat la Domnul și fratele Sandu a citit mai înainte că pentru cei care sunt în Hristos, moartea reprezintă trecerea în viață, nu venirea la judecată. Noi mergem cu Domnul, trăim cu Domnul, ca să ajungem să moștenim cu Domnul. Oare ce ar spune fratele Sivu astăzi? Are aici fetele, are soția, un nepot în viață, unul pe drum. Are surorile, oare ce ar spune fratele Sivu astăzi? Și întotdeauna mintea, prin Duhul Sfânt, mi se duce la un verset din Genesa, care sunt convins că ar fi rostit acum de fratele Sivu, dacă ne-ar mai vorbi încă o dată. El i-a răspuns,
nu mă opriți. Fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea, chiar dacă a fost doar de 55 de ani, chiar dacă a fost presărată cu greutăți și cu cancer, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea, lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Cred că orice om care îl vede pe Domnul nu mai vrea să vină înapoi și vrea să rămână întotdeauna cu Domnul. Și eu personal, dragii mei, și voi care sunteți aici, vrem să mergem la Domnul. Cerul a devenit o utopie pentru mulți astăzi. Cerul este foarte des evocat la funeralii. Pleacă oameni din diverse categorii, fără nicio treabă cu Dumnezeu, și toată lumea zice, s-a dus în cer, s-a dus între îngeri, s-a dus într-un loc mai bun. Dar vreau să vă spun în dimineața aceasta că cerul fără Hristos nu are valoare. Cerul are valoare pentru că este umplut de prezența lui Hristos. Amin. Și viața ta fără Hristos nu are valoare. Și viața ta are valoare dacă este umplută de prezența lui Hristos. Nu te poți duce în cer la Hristos dacă n-ai umblat pe pământ împreună cu Hristos. Cerul începe în tine în momentul în care lași pe Hristos să stăpânească peste firea ta pământească. Și cerul se termină în eternitate. Când da, nu ne vom duce pentru râuri, nu ne vom duce pentru străzi de aur, nu ne vom duce pentru porți frumoase cu smaralde, nu ne vom duce că sunt mulțimile de îngeri acolo, și ne vom duce să absorbim și să vedem prezența veșnică a lui Iisus Hristos. Amin, și să spunem împreună cu îngeri încă o dată, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, care a fost, care este și care vine. Sivu s-a dus mai repede și Dumnezeu i-a curmat suferința fizică și suferința acestei lumi, care devine tot mai apăsătoare pentru copiii lui Dumnezeu, care devine tot mai grea pentru copiii lui Dumnezeu, care lege după lege, an după an, devine tot mai constrânsă pentru Biserica lui Hristos. Dar într-o zi, acela care a fost, acela care este, vine și ne duce pe toți în slavă. Vine să-și ia biserica acasă. Îmbracă-te în haine albe, îmbracă-te în prezența lui Hristos, lasă laudele peste viața ta, lasă laudele peste inima ta, cum a făcut-o Sivu, și Domnul te va primi în prezența Lui. Amin. Aș vrea să terminăm dimineața aceasta. Știu că s-ar putea spune multe lucruri, aș putea să predic încă o oră de acum în continuare. Dar înțeleg că este cald, înțeleg care sunt conjuncturile. În loc să mai spun eu câteva cuvinte, vreau să rog pe Soso să mai cânte o cântare. O cântare a inimii. O cântare pe care Sivu a iubit-o, nu știu care. Tu știi mai bine, ai cântat mai mult cu el. O cântare prin care să ne aducem aminte încă o dată, să evocăm memoria lui. Cu această cântare vă mulțumi Domnului și unul dintre gineri, fratele Ben, va mulțumi Domnului. Și în timpul acesta, cei care se ocupă vor face pregătirile necesare. Haideți să cântăm o cântare. Și crede că dincolo de noi e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu te-n sta la ziduri, la porțile de fier, la ora ce scrâșnește, ci uită-te la el. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ora ce scrâșnește, ci uită-te la cer. La porțile
sfârșește, ci uită-te la El. Vreau să mai cântăm doar un refren. Nu pot ști ce fi va mene, însă știi că Dumnezeu se grijește și de mine, că și eu sunt fiul. Nu pot ști ce fi va mâine, însă știi că Dumnezeu se îngrijește și de mine. Căci eu sunt fiul său. We are gathered here today on behalf of our beloved Yosef Fowler. And Lord, we give you all the honor, all the glory, and all the praise. And we thank you. We thank you, Lord, that you have been with us up until now. And we thank you that you will continue to be with us. We thank you, Lord, that you will never leave us or forsake us. God, I pray for an overwhelming blanket of peace and comfort over our family and the ones touched and hurt in this time. But Lord, we thank you for this gift of life that we got to spend and grow and learn from Yosef, Father. And Lord, we thank you for this time. I thank you for the honor it was to ask him for his daughter's hand in marriage and for being a part of a family like this who loves. God, I thank you for this moment here on earth. But God, we trust in you and we thank you that it doesn't end here, but we will one day be reunited in heaven. But most importantly, we'll be with you in heaven, Lord Jesus. God, we thank you for this time that we have together. I thank you for everyone who has been here. I pray for peace over their family, Lord. And God, I give this time also if there's someone here or viewing and they have not yet given their life to you. Lord God, I pray that you touch their heart and help them learn from a man who loved his family so much, but most of all loved you. God, we thank you for all that you have done for us. Amen. Că despre fratele Sivo, nu soarele îți va mai sluji ca lumina ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale s-au sfârșit. La revedere, frate Sivu! Ne vom vedea cu toții în împărăție pe plaiurile cerului.
Iisuse al meu, prieten scump, în zorii tinereții, cu tine eu cătoresc, până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Când merg în drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine. Să-mi fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Să-mi fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Ești prietenul cel bun, în boale și suspine. Iisuse, mă-nsoțește-n drum, să fiu mereu cu tine. Iisuse, mă-nsoțește-n drum, să fiu mereu cu tine. Și nu mă tem că voi pieri în marea de păcate. Tu prea bunul meu Iisus, i-ai biruit pe toate. Tu prea bunul meu Iisus, i-ai biruit pe toate. Ești cu mâna care ai fost cu mine mult căutată, și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Viața trece ca umbră, se duce, ani trec ca roza în vânt. Timpul nostru mult prea iute se scurge, și adunăm o mână de pământ. Viața trece ca un vis frumos, dar și nu mă nostalgie și sungut care nu vede, cu speranța cândva.
All right. Oh, you're very welcome. Absolutely. Stay long as you need.